pastila de fizică. Greutatea corpurilor. Sigur ai observat că atunci când un corp este lăsat liber, acesta va cădea spre pământ. Această observație a făcut-o și Sir Isaac Newton când a văzut un măr căzând din copac. El și-a dat seama că există o forță de atracție pe care a numit-o greutate. Forța de atracție exercitată de pământ asupra unui corp se numește greutatea corpului. Greutatea corpului este egală cu produsul dintre masa corpului M și accelerația gravitațională G mic. Greutatea este o mărime fizică vectorială, are direcție și sens. Direcția greutății este verticală. Sensul greutății este în jos. Originea vectorului este centrul de greutate notat cu C. Valoare numerică este M ori G mic. Greutatea este o forță și se măsoară în Sistemul Internațional de Unități Newton. Accelerația gravitațională a Pământului este egală cu 9,8 newton pe kilogram. Deoarece Pământul este turtit, accelerația gravitațională este mai mare la pol și mai mică la ecuator. Accelerația gravitațională pe Lună este 1,62 newton pe kilogram în cazul Soarelui, 274,1 newton pe kilogram, iar pe Jupiter 25,93 newton pe kilogram. Greutatea se poate măsura cu ajutorul unui dinamometru. Masa este o mărime fizică scalară și se măsoară în kilograme. Greutatea este o mărime fizică vectorială și se măsoară în newton. Pe Pământ greutatea corpului este 50 de kilograme ori 9,8 newton pe kilogram egal 490 de newton. Pe Lună 50 de kilograme ori 1,62 newton pe kilogram egal 81 de newton. Observăm că masa corpului este aceeași 50 de kilograme. Greutatea corpului diferă de la o planetă la alta. Greutatea corpului este o mărime fizică vectorială având direcția verticală și sensul în jos, formula greutății este M ori G, se exprimă în newton și se măsoară cu dinamometrul.